tase. Cred că majoritatea din Constanța o cunoaște, mărturisește în continuu pe Hristos, după cum vedeți, și o să ne spună dânsa mai multe cuvinte. Înainte de a prezenta această deosebită carte de Ținutul Profet al lui Ioan Ianolide, vreau să mulțumim în stilul diaconești pentru migala și râpna depusă pentru descifrarea manuscrisului și editarea acestei cărți și, bineînțeles, domnului Marcel. Viața pentru Ioan Ianolide era inimaginabilă fără Hristos pe care îl vedea pretutindeni. Iubirea pentru Hristos și pentru țară l-a determinat să se angajeze la cei 21 de ani ai lui, era student la Brest, în această luptă. Așa se explică și cei 23 de ani de închisoare, luptă care va schimba definitiv cursul vieții. Dumnezeu dădea plinătatea sufletului său. Câți dintre noi am acceptat 23 de ani de închisoare pentru Hristos? Ne-am obișnuit să mergem la biserică și să ne rugăm, dăm, Doamne, dăm, dar noi ce-i dăm bunului Dumnezeu? Ce facem pentru Hristos? Îmi cer scuze pentru îndrăzneala de a aminti de mărturisirea de credință ortodoxă, singur ortodoxia, mărturisire făcută de Constanțeni și înmânată pe 7 noiembrie 2017, arhiepiscopiei noastre. Îndrăznesc să amintesc aceasta, pentru că și cartea am citit-o acum, în 2018, tot ce scrie Ioan Ianolide am simțit în sufletul meu, aceleași dureri, aceeași dorință de mântuire, aceleași tristeți. Ioan Ianolide spune, am de transmis un mesaj atât creștinității cât și omenirii. Asta am simțit și noi când am scris mărturisirea. Taina mântuirii ne preocupă profund și pe mine și pe noi, cei care am semnat această mărturisire. Ne preocupă mântuirea noastră, a familiilor noastre, a prietenilor, a poporului, a lumii. Mi-am pus problema după sinodul din Creta, ce facem noi pentru Hristos? Simt cum vine cu pași repezi declinul apocaliptic. Multe compromisuri, prea multe. Avem noi românii o expresie inacceptabilă. Merge și așa. Nu, cu adevărul nu te poți juca. Asta îmi spunea mereu dragul meu părinte, duhovnic Arsenie Papacioc. La pagina 89, Apocalipsa 3, 14, 21, scrie Ioan Ianolide. Cel ce este amin, martur cel credincios și adevărat, spune bisericii din Laodiceea, cuvântul ce se potrivește cel mai bine miliardul de creștini din secolul 20. Nu ești nici rece, nici fierbinte. O, de a fi rece sau fierbinte. Astfel, fiindcă ești căldicel, nici fierbinte, nici rece, am să te vărs din gura mea. Am să te vărs din gura mea, mă îngrozesc. Noi suntem căldiceli. La pagina 109 scrie Ioan Ianolide despre declinul apocaliptic. El era prevăzut de Mântuitorul și deci nu ne surprinde. El putea fi evitat, deci ne ridică probleme de conștiință. El trebuie învins, deci impune o revitalizare a creștinismului. Este necesar un început nou în creștinătate. Ajungând la această concluzie, ne cutremurăm de responsabilitatea pe care ne-o asumăm, pronunțându-ne pentru un nou început de creștinătate. Îi scrie Părintele Duhovnic, Părintele Arsenie Papacioc. Vremea stă sub semnul lui Antichrist. Mi-a rămas datoria unei mărturisiri testamentare. De aceea îți scriu, Părinte Duhovnic, în fața tot ce a fost și a tot ce este, cât și în fața tot ce va urma. Mă întreb cu toată gravitatea, care este atitudinea autentic creștină? Ce ar face Hristos în locul nostru? Oare noi am procedat bine? Exact aceste întrebări ne-am pus și noi când am scris mărturisirea. Îi mai scrie duhovnicului său, formând un suflet creștin, nu e suficient să-i dai virtuți și Duh Sfânt, ci și orizont, și sens. Ne punem și noi întrebarea, care este orizontul? Care este sensul? Eu una văd o direcție greșită. Drumul se vede acum pentru că știm ce înseamnă Consiliul Mondial al Bisericilor. Nu am știut, mi s-a ascuns acest lucru, pentru că nu s-a făcut o catehizare profundă, multe lucruri nu le știam.
De aceea, în mărturisire, cerem ieșirea din Consiliul Mondial al Bisericilor și să se facă o catehizare profundă. Ioan Ioan Olive mai scrie despre rolul bisericii în lume. Obiectul bisericii este mântuirea lumii. Responsabilitatea bisericii este integrală. Destinele lumii sunt încredințate bisericii de către Creatorul și Mântuitorul lumii. Această misiune excepțională a bisericii ne umple de har și de frică. Falsul creștinism se dovedește a fi un dușman tot atât de nefast ca și anticreștinismul, căci acesta din tâi lovește frontal, pe când acela sufocă ipocrit creștinătate. Reîncreștinarea creștinătății trebuie să ia model de la creștinismul primar al credinței impetuoase, intransigente și martirice. Parcă în zilele de azi a scris această carte Ioan Ioan Olive. Oamenii aceștia au trăit și au murit pentru Hristos. Sunt sfinți închisorile. Suferința lor pentru Hristos, pentru credință, ne obligă și pe noi. Ne obligă în primul rând Evanghelia. Ne obligă dragostea pentru Hristos. În mărturisirea la punctul 3, citesc din părintele profesor Hilarion Felea, care a scris în cartea Ereticii și rătăcirile lor doctrinare. Suntem datori să ne apărăm, să dovedim credința ortodoxă în fața eresurilor eterodoxe. Ne obligă la aceasta Mântuitorul și Evanghelia, apostolii și Sfinții Părinți, biserica, știința și conștiința. A nu ne apăra înseamnă a ne face vinovați și în fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu. La pagina 88, Apocalipsa 3:1-5, spune Ioan Ioan Olive: mult, prea mult, seamănă cuvântul către biserica din Sardes cu starea de lucru din creștinătatea modernă. Domnul ne îndeamnă să scoatem din ghearele morții ceea ce n-a fost încă înghițit de moarte și să ne întoarcem la credința cea dreaptă, așa cum El ne-a dat-o. Din iubire pentru Hristos, din respect pentru Sfinții Închisorilor, pentru Sfântul Constantin Brâncoveanu, pentru Sfântul Ștefan cel Mare, din respect pentru Sfinții Părinții noștri, nu avem voie să fim lași. Trebuie să mărturisim cuvântul adevărului. Ioan Ioan Olive mai spune: e mai lucrătoare o biserică prigonită, dar pură, decât una strălucitoare, dar convențională. Această poziție a lui Hristos și a lui Pavel, deci iată, acrivie, nu economie. Ea a îmbinat în mod fericit puritatea adevărului cu înțelepciunea metodelor de mântuire ale lumii, pe când convenționalismul practicat uneori de creștinătate e dubios moral și discreditat social. Spune Ioan Ioan Olive: Hristos este dovada puterii supreme ce a intervenit pe mântuirea lumii. Deci neutralitatea creștinilor e părăsirea lui Hristos și indirect a lumii. Dacă azi creștinismul a ajuns neutralist în loc de a fi eroic, Duhul Sfânt îl va regenera în creștinătate pentru lumea întreagă și pentru toate timpurile. Ne-au fost necesare severele experiențe ale ateismului modern pentru a ne retrezi la lucrarea sfântă ce reașează lumea în ordinea ei firească. Iar eu spun că ne-a fost necesar sinodul din Creta pentru a ne retrezi la lucrarea sfântă ce reașează lumea în ordinea ei firească. Spune Ioan Ioan Olive: dacă însuși Dumnezeu s-a făcut om spre a mântui lumea și ca om a prorocit, a învățat, a luptat, a înfruntat pe dușmani, a pătimit și s-a îngropat spre a întemeia împărăția lui Dumnezeu, atunci cu atât mai mult noi, oamenii, avem datoria să ne angajăm în mod integral și integru spre mântuirea lumii. Biserica socotită ca simțitoare trebuie să se dăruiască de plin și cu puterea administrării harului și să mărturisească deschis, cu îndrăzneală și luciditate, cuvântul lui Dumnezeu în acest secol. Acesta este rolul clerului. Pentru a-și îndeplini acest rol, e necesar o schimbare de optică în cler. Biserica noastră se cheamă apostolică și totuși ea a înlocuit calea apostolică prin calea rugăciunii. În mod regretabil însă în biserică, clerul s-a rezumat la rugăciuni, iar laicii au intrat într-un formalism lipsit de conținut. Poporul trebuie organizat și dinamizat de biserică, poporul trebuie iubit,
trebuie slujit, trebuie condus, aceasta fiind obligația bisericii. Biserica restrânsă la rugăciuni, rituri, ceremonii și tradiții, colindele de Crăciun, am văzut capra în biserică, spectacole în biserică. Deci biserica restrânsă la rugăciuni, rituri, ceremonii și tradiții este inaptă să ducă lumea mai departe. Creștinismul formal, oricât este el justificat tradițional, până la urmă cedează prin incapacitatea lui spirituală și dinamică. Fiindcă darurile Sfântului Duh sunt dinamice, rugăciunile ajută la minuni, dar elementul activ lucrător este Duhul Sfânt, adică se pune accentul pe lucrare, acțiune, nu lene, nelucrare, neutralitate. Prin urmare, toate darurile duhovnicești formează un tot unitar și înnoitor. Toate problemele lumii se află în crucea lui Hristos și a creștinilor. De câte ori vom rătăci drumul, ori vom lenevi pe cale, să ne înapoiem la Evanghelie și la Duhul Sfânt. La pagina 35 găsim scris: vlădicii colaborează cu statul ateu. Grija lor este să salveze instituția bisericească, dar nu să-L afirme pe Hristos. Ei pretind că se ocupă de sufletele oamenilor, dar au abandonat lumea în grija regimilor politice. O altă profeție la pagina 39. Civilizația modernă și-a dezvoltat treptat propriul sfârșit, căci este cea mai dezechilibrată lume ce a existat cândva. Statul care va avea monopolul armelor sofisticate, al ingineriei genetice și al tehnice de determinare a conștiințelor, chipurile, iată profetul, va fi atot puternic și va nimici omenirea. Lumea e în mâinile lui Dumnezeu, dar ne întrebăm cu tremurați de răspundere. Ce fac oamenii? Vin ei în întâmpinarea lui Hristos? Mântuirea lumii trece prin credința oamenilor. Fiara apocaliptică ucide pe cei care spun adevărul. Cu toată gravitatea situației, cu toate riscurile, vom mărturisi adevărul. Chiar de vom fi uciși, căci răstigniți suntem de multă vreme. În sensul apocaliptic al istoriei, Ioan Ioanolide spune la pagina 50: nu se poate ca înșiși creștinii să fie vrăjmași și lui Hristos prin ignoranță, prin lene, prin indiferență, prin ipocrizie, prin lașitate. O altă analiză făcută de Ioan Ioanolide puterii răului. Răul nu se declară ca rău, ci se justifică drept bine. Dar după rezultatele lui nefaste, el se demască. Răul nu spune că vine de la diavol, dar refuză să se închine lui Dumnezeu și prin asta își dezvăluie reaua credință. Răul minte vorbind de adevăr, răstălmăcește. A greși este omenește, a recunoaște și a rectifica greșeala, spun eu, este dumnezeiește. Sinodul din Creta a fost numit mare și sfânt, dar a dezvinat și ne-a îngrijorat. Spune Ioan Ioanolide, răul face rău, justificându-l ca bine. Răul urâțește lumea, deși se prezintă ca un ester. Lumea nu poate fi mințită la infinit. Confruntarea apocaliptică nu trebuie văzută ca un război propriu-zis, deși are acest aspect ei ca tentativă de a stăpâni lumea din toate punctele de vedere, spiritual, politic, economic, cultural, social, științific, militar. Spiritual, să nu uităm că s-a anunțat New Age Religion. Fiara vrea integral omul și omenirea cu toate cele spirituale ale ei, cât și cu cele materiale, pentru toată viața și pentru toată eternitatea. În capitolul Hristos judecătorul, Ioan Ioanolide scrie: v-am certat de nenumărat ori, dar nu v-ați trezit. Trec peste voi încercări apocaliptice, dar încă nu v-ați umplut de Duh Sfânt. Eu sunt prezent în lume, eu lucrez prin voi toți, dar voi mă răstigniți necontenit cu lenea voastră, cu puținătatea voastră, cu ignoranța voastră. Fiul omului este prezentat tot mai puternic, mai sever și mai necruțător, cu ochii de foc și picioare de aramă strălucitoare. Imaginea aceasta apocaliptică a Domnului aproape că a dispărut din viziunea creștinismului modern, care se amăgește cu un Iisus blând, milos,
smerit și resemnat, căci din păcate așa arată sufletele noastre slăbănoace, iar cumplita nedreptate ce se dezlănțuie în veac o lăsăm în afara preocupărilor noastre. Așa e foarte mult, vedem pe Dumnezeu bun, milos, iubitor, dar uităm că e și drept și judecător. La pagina 152, Ioan Ianelide spune: experiența pitreșteană a eșuat, dar dacă omenirea nu va înțelege la timp ce o așteaptă, va fi o beznă pitreșteană internațională. Partea întâi începe cu tristețile unui deținut în cartea lui Ioan Ianolide. Eu voi sfârși cu tristețile unui deținut, unde vom vedea o altă profeție. Spune Ioan Ianolide: deținutul simte că într-un viitor previzibil puterea comunistă va fi anihilată. Și totuși el e trist și îngrijorat. Trist este pentru că vede că aceia care au avut puterea comunizării țării se profilează ca stăpâni și ai lumii care va veni. Este îngrijorat pentru că înțelege că se deschid perspectivele unei tiranii mondiale, fără oponenți și fără precedent. Din punct de vedere antichristic, comunismul ateu și-a îndeplinit misiunea și nu mai este necesar. Deci poate să dispară spre a transmite puterea sa unei noi forțe apocaliptice. Iată adevărul. Așa este, da, este trist, foarte trist și îngrijorător. Așezați de plin în Hristos să privim lumea prin ochii Lui, să o iubim ca El și să facem pentru ea tot ce ar face El dacă ar fi în locul nostru. Și noi, ca și Ioan Ianolide, ne străduim ca tot ce gândim să aibă temei evanghelic, apostolic și patristic. Hristos ne cheamă la apostolat. Hristos s-a înviat.